viață-ntreagă noi ne-am căutat. Să te găsesc pe fost pe respirat. Da! 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 Aplauze pentru Leonid! Tuturor și într-adevăr este o surpriză adevărată. E sărbătoare, aveți foarte mulți oameni dragi aproape, însă cineva lipsește de la această sărbătoare. Cum crezi cine lipsește și din partea cui am venit noi să vă felicităm? Da, este fratele, da, este fratele, da, eu tot este, da, sigur. Da, este adevărat, am venit din partea surorii mamei, din partea mătușei tale și din partea fratelui ei. Mai avem o floare, este pentru mama ta, astăzi este soacră mare și trebuie să o felicităm. Aplauze pentru mama Mirelui, avem o floare și pentru ea. Vă propun să depănăm împreună câteva amintiri despre Mire ca să o cunoașteți mai bine. Mesaj pentru Mire și Mireasă. E frumoasă zi de vară, soare în suflete și afară, căci azi nepotul meu ce era copil odinioară, azi e Mire în cap de masă, se însoară. Tu ai un loc aparte în sufletul meu, de mic copil alături ți-am fost mereu. Ții minte când greșeai la teme, mama te certa, plângeai cu lacrimi mari ca mazărea. Mi-era milă și te ajutam, căci tatei nu-i plăcea să te vadă așa. El spunea că bărbații nu plâng niciodată. Pentru tine e o lecție învățată. Crescuse mai mari, eu m-am măritat, mai veneai pe o specie la noi în sat. Nu ai fost un băiat răsfățat, nici când nu ai spus nu, în toate m-ai ajutat. Îți amintești de Cheșa și Tașca, ai noștri papagali. După ce murise Cheșa, să o iai pe Tașca în mână mă rugai. Și uite așa și Dașca a zburat, nu ai mai prins-o chiar dacă o zi după ea i-a iergat. Apropo, să știi că Leoncic, asta e adresat ție, să știi că Leoncic e bun la gătit. Într-o seară când orez dulce l-am hrănit, pe la miez de noapte cu badea sa așa carne și-au prăjit. Și apoi am putut dormi liniștit. Tu ești cel care nu uiți de unde ai plecat, cu orice ocazie treci pe la noi prin sat. Și fiindcă ești cel mai și cinstea ne-o port, într-un glas azi te vom felicita toți. Mesaj pentru voi. Scumpii noștri Daniela și Leonid, iată că cărările voastre sunt unite de destin. Pentru voi azi e o zi foarte importantă, vă dorim să fiți răsfățați de soartă. De azi o nouă familie se naște, să trăiți în dragoste și armonie cum vă place. Steaua norocului să vă însoțească în toate și pentru voi să nu existe, nu se poate. Cel ce cunoaște adevărata iubire va ști ce înseamnă fericire. Fie ca dragostea voastră necondiționată peste ani să rămână intactă. Să vă iubiți și din iubirea voastră copilași sănătoși, frumoși și deștepți să se nască. Și fie ca în această, în casa voastră, focul iubirii veșnic să vă încălzească. Noi vă dorim tot binele din lume, o sărbătoare frumoasă doar cu gânduri bune. Fie ca pentru voi acest legământ să fie etern și sfânt. Și chiar de ne despart de voi kilometri mii, nu uita că tu mereu în suflet la noi o să fii. Și deja în sufletul lor este loc și pentru Daniela. Aplauze pentru acest cuplu frumos! Ai și tu un mesaj pentru cei plecați departe care sunt cu gândul la tine? Suntem triști că ei nu pot fi alături, dar totuși suntem cu gândul la ei și ei cu gândul la noi, pentru că sunt persoane apropiate, sunt persoane dragi și nu uităm niciodată de ei și ei de noi. Bravo, așa să fie mereu!
Și noi știm că după nuntă jupâneasa ține casă, acest mesaj să-l înmânesc, eu sunt sigură că va fi în siguranță. Vei fi muzică bună, mă rog, ce ne place nouă. Vei fi stat până târziu și dormi până la două. Vei fi fata care înjură uneori mai rău decât mine. Vei fi unde ești, că ador fără tine. M-am gândit și am plănuit, chiar dacă nu-i momentul nostru, eu m-aș grăbi ca prostul. Nu știu ce-ai vrea să fiu, nu sunt cine știe ce nu, dar ce nu am o să-mi dai tu. Toate și planuri de călătorii. Vei fi discuții despre noi și vreo doi sau trei copii. Vei fi fata tolănită în lumea ei pe canapea, care îmi spune să tac, să cânte numai ea. M-am gândit și am plănuit, chiar dacă nu-i momentul nostru, m-aș grăbi ca prostul. Nu știu ce-ai vrea să fiu, nu sunt cine știe ce nu, dar ce nu am o să-mi dai tu.